Garderoba bunicului. După ce bunicul s-a dus, cam la o lună, i-am împărțit hainele. Tata a primit paltonul. Mie a vrut să-mi dea căciula de Astrahan, dar arătam ca fiul lui Scorilo cu ea. Așa că i-am dăruit-o tatei. În schimb, am luat haina din piele de capră mongoleză, lungă, aproape de pământ, perfectă. Am și îmbrăcat-o de câteva ori, însă eram caragios. N-aveam decât 14 ani și semănam cu burdujel sau cu lăscărică. Am pus-o în șifonier ca să mai cresc. Până m-am făcut mare, am mai luat-o tata la ocazii speciale și s-a ros. Nici costumele nu mi-au picat bine, deși arătau trăznet. Bunicul cumpăra stofe de la București și își făcea la comandă. Se respecta, iar de purtat nu le purta decât la ocazii, la nunți, la sovata și la înmormântări. Unchiul Virgil, fiul bunicului, n-a luat nimic. Era bogat și solid. Nu l-ar fi încăput nici măcar mănușile. Dar se uita la noi, cum încercam una alta. Ne spunea care cu ce merge, cum se asortează cravatele, ce ar mai trebui strâmtat, scurtat. Apoi, când am fost gata, s-a ridicat de pe scaun, m-a luat pe după umăr și mi-a zis cumva să-n audă tata: nu fi trist. Hainele rămân.